Sindicaliștii din Valea Jiului cer o reorganizare cât mai rapidă a complexului energetic Hunedoara, fără termocentrala Mintia. Aceștia solicită înființarea unei noi entități, numit Complexul Energetic Valea Jiului, care să cuprindă cele patru mine, termocentrala Paroșeni și societatea PrestServ. Această cerere vine ca urmare a promulgării de către președintele Klaus Iohannis a legii privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, ce face referire directă la complexul energetic Hunedoara, care ar beneficia de ștergerea datoriilor uriașe. În același timp, actul normativ dă posibilitatea ca termocentrala Mintia să treacă în administrarea Consiliului Județean Hunedoara sau a Primăriei Municipiului Deva, ambele instituții arătându-și interesul pentru preluarea fără datorii a producătorului de energie.